Următoarea întrebare pe care am primit-o de la un vizitator ține de naștere de copii în vremuri grele. Iată, o doamnă face referință la un video, probabil de pe YouTube, în care o altă doamnă spune că nu face copii din cauza că sistemul protecția copilului îi va lua. Și că accentul nostru trebuie să fie pe propovăduirea Evangheliei, nu a satisface dorința personală de a face copii, aducându-i într-o lume care trăiește în păcat și ispită, cu vaccinare, cu educație impusă în școli, etc. Faptul că trăim vremuri care grele, care în situații care cumva merg contra valorilor creștine. Iată, doamna respectivă, nu am găsit acest video, dar doamna respectivă spune că mai bine să nu faci copii în vremuri ca acestea, pentru că te vei trezi că statul îi va lua. Ați văzut că s-a întâmplat asta și în unele țări din Europa de vest, în care și cunoaștem cazul Bodnarii, când copiii au fost luați de la părinți pentru că împărtășesc valorile creștine. Vitale, eu când am auzit întrebarea asta, mi-am amintit o poveste de-a lui Creangă, nu știu dacă o știi. Se numește Cu drobul de sare. Știi povestea? Da, mi-amintesc. Hai să le spunem la cei care ne ascultă. Deci ce s-a întâmplat? Un bărbat, un om s-a căsătorit și era cu soția, cu soacra și soția lui a rămas însărcinată și a născut un copil. Acum, zice, soția a alăptat copilul, l-a băit, l-a înfășat și l-a pus să doarmă lângă sobă. Și deodată a început să striga: vai copilul meu, vai copilul meu! Mamsa vine repejor: ce s-a întâmplat? Ce cu tine? Vai copilul meu, iată sus, pe horn stă un drob cu sare, zice, dacă cumva se ridică mâța, cade drobul și mi-o moară copilul. Da, maică-sa, văleleu, mititelu, puțin i-au fost zilele, aici s-au terminat zilele. Bărbatul a întrebat, ce s-a întâmplat la voi aici? Zice. Apoi ea ca zice că, zice, i-au povestit întâmplarea neîntâmplată. Da. Și omul este au zis că eu așa nebun încă n-am văzut, zice. Eu mă duc în lume să văd dacă mai găsesc mai nebuni, zice, atunci eu mă întorc înapoi acasă. Că, adică ei așa de tare au luat un pericol, că ca și cum el de acum s-a întâmplat. S-a întâmplat, dar nu s-a întâmplat nimic. Nu, deci care era logica acolo? Logica era că tot ce trebuia să faci, ori iei copilul și-l dai într-o parte, ori te scoli și iei drobul cu sare. De acolo, dai, muți drobul cu sare. Era simplu de făcut. Dar uite, oamenii erau foarte speriați de pericol și au ales o acțiune care de acum cum, plângeau copilul ca și cum e mort. Hai, acum să o transferăm la situația noastră. Deci, e adevărat cu barneverentul ăsta ce se întâmplă și se mai întâmplă și în alte țări, nu numai în Norvegia, se întâmplă și în alte țări, și în Germania, și în altele. Cum procedăm în situațiile astea? Păi, o alegere este să pleci în România, să trăiești în România. Alte alegeri ar fi să fii foarte atent în toate privințele, să fii foarte atent ca să nu dai prilej, cu toate că vezi, acolo s-a întâmplat cu copiii ăștia, ei nu au fost în familiile cele niciun abuz, nu a fost nimic, iată, s-a folosit cineva și ei urmăresc în țările astea să facă astfel de lucru. Dar dacă te-ai căsătorit, atunci căsătoria presupune să ai copii. Căsătoria presupune să ai copii, te-ai căsătorit, aveți copii, creșteți copii
Și atunci nu poți merge într-o astfel. Mie mi se pare o gândire extremă. Nu bună gândire. Asta de a nu cum? De a te gândi că nu ai copii. Te-ai căsătorit, nu ai copii, pentru că, uite, așa sunt. Nu, este adevărat. Acolo, când Apostolul Pavel la 1 Corinteni, capitolul 7, vorbește și îndeamnă să nu se căsătorească. Deci dacă așa ați hotărât, atunci nu vă căsătoriți, zice, și slujiți Domnului, să aveți, să vreau să vă scutesc de griji și voi slujiți Domnului. Dar din moment ce oamenii s-au căsătorit, atunci, normal, căsătoria presupune copii. Eu încerc să mi închipui cam cum îi ce gândește celălalt, cealaltă persoană. Eu nu știu cine a întrebat, un bărbat, o femeie, nu știu cine a adresat întrebarea. O doamnă. Da, dar eu încerc să mă gândesc, dar ce gândește bărbatul cel a ei? Oare el tot așa gândește? Nu cred că gândește tot așa. Orice om care se căsătorește, vrea să aibă copii, vrea să crească copii, este așa, Dumnezeu rânduit, e frumos, avem copii, să-i creștem copii, nu? Deci nu poți îmbrățișa așa un fel de gândire nicicum. Mi se par manipulatorii astfel de informații care apar de la așa creștini care încearcă să oprească nașterea de copii în vremuri ca acestea. Și mă duce gândul la, eu nu țin minte unde exact în Biblie scrie că despre un grup de oameni care învățau, care opreau căsătoria. Cred că dacă mă ajutați unde Da. era. La 1 Timotei. 1 Timotei spune lucrul ăsta la capitolul 1 Timotei, capitolul 4, îmi pare că da, hai că să-l găsim, unde spune că în vremurile de urmă, unii se vor lua după învățăturile dracilor. Iaca, la 1 Timotei, capitolul 4, Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință, ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu ferul roșu în însuși cugetul lor. Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumiri de către cei ce cred și cunosc adevărul. Iată, așa scrie. Eu văd aici a apărut un comentariu care zice scopul căsătoriei nu este nașterea de copii. Ei, nu, uite, asta e ce vorbim noi când mergem în extrem. Dumnezeu a spus, creșteți, înmulțiți, vă umpleți pământ și apoi Dumnezeu a spus, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și se va lepi de nevasta sa, cei doi vor fi un singur trup și uite, tocmai prin relația aceasta sexuală sunt concepuți copiii și apoi acolo unde Apostolul Pavel când spune vreau ca femeile tinere, văduvele tinere să se căsătorească și să aibă copii, deci presupunem căsătorii, presupunem să avem copii. Nu facem din asta iată, zice, scopul căsătoriei nu este nașterea copii. Da. Și copii, și copii. Avem copii. Nu, cum atunci? Căsătorii fără copii. Părerea mea este că tot ce trebuie să facem noi ca și părinți este cum putem noi să-i protejăm, să le dăm învățătură, să îi ajutăm ca ei să țină la valorile lor în lumea aceasta în care valorile lor sunt atacate. Dar nici de cum să încercăm să oprim sau să izolăm pe copiii noștri de lucrurile care se întâmplă în societate. Singurul lucru pe care, dar altfel, dacă nu facem noi copii și dacă nu învățăm lucruri din Biblie, dacă nu le spunem cum trebuie să se protejeze, să vorbească la colegii lor Evanghelia, cum o să audă tânăra generație despre Domnul Iisus Hristos. Eu mă întreb, pentru mine e foarte deocheată, este o astfel de abordare și eu nu o văd absolut sănătoasă. Da, așa este.